În ultimul an, an și jumătate, așa, colegii mei Răzvan și Vlad s-au confruntat cu o problemă destul de delicată atunci când facem referire la activitățile lor de zi cu zi, și anume partea de editare a materialelor video, dar și stocarea acestora. Lucrând de ceva vreme cu fișiere destul de mari, a fost necesar să mai adăugăm în sistemele lor unități de stocare tip hard disk, a căror capacitate să fie de minimum 4 tera. Zis și făcut. Dar chiar și așa, la un moment dat, toate porturile SATA ușor-ușor au fost ocupate. Următorul pas în această totală nebunie upgrade a fost să schimbăm SSD-ul situat în slotul M2 al plăcii de bază cu unul de 2 tera. După cum vă puteți da seama, la un moment dat și acesta din urmă s-a umplut de informație, iar singura soluție a fost să începem să scoatem câte un hard disk din sistem, să-l punem într-un sertar extern sau cage, iar portul proaspăt eliberat să-l populăm cu alt hard disk. Da, știu, e ca și cum te-ai scărpina în partea stângă cu mâna dreaptă, cam așa ceva. La un moment dat, amândoi au început să șteargă din conținutul vechi, foarte vechi, obținând astfel un pic de spațiu pe aici pe acolo. Partea cea mai tristă este că am avut nevoie de filmări mai vechi și am realizat că au fost șterse în urmă cu ceva timp. Păi cam gata, până aici. Și uite așa, am apelat la soluția la care eu personal mă gândesc de foarte mult timp. Un NAS. Ideea mea inițială a fost să facem un sistem și să-i dăm un free NAS. Dar ne-am lovit de niște probleme destul de ciudate când facem vorba la securitate. Am făcut și rimă. Ei bine, soluția a fost și mai și un NAS. Și nu orice NAS, ci un produs de un brand pe care eu îl apreciez foarte mult. Iar acest lucru se datorează faptului că am și eu un NAS acasă produs de către Synology, ce funcționează 24 de ore din 24 de aproximativ 8 ani de zile. Într-un fel știu ce-i poate pielea atunci când vorbesc de fiabilitate. Dar de ce nu folosiți un cloud, mă, Mădăline? O să întrebe toată lumea. Din două motive. Unul ar fi spațiul oferit, extrem de limitat când vorbim de cloud, iar doi, îmi doresc ca atât Răzvan cât și Vlad să poată lucra simultan la un proiect atunci când este necesar. Să nu mai vorbesc de faptul că până urci un proiect pe cloud poate dura pe alocuri o eternitate. Ei bine, cei de la Synology au răspuns destul de repede cererilor noastre și ne-au trimis modelul DS920+, împreună cu 4 harddiscuri a câte 8 tera fiecare. Sunt curios în cât timp or să se umple cei 32 de tera, promit că o să vă țin la curent. Înainte de a trece la orice altceva, hai să vedem ce se află în cutia produsului nostru. Bun. Avem una bucată cutie mică, una bucată cutie mai mare și, nu în ultimul rând, nasul nostru. Cele două cutii cu accesorii conțin după cum urmează. Aici avem un cablu de alimentare normal pe care îl vom scoate. De asta nu mai avem nevoie. Iar în cutia mai mică, în cutia mai mare, mai mică, avem un manual de utilizare pe care vă recomand să îl țineți lângă voi până când terminați configurarea nasului. Una, două cabluri de alimentare, șuruburi de prindere a unităților de stocare, două cheițe pentru blocarea celor 4 beiuri, o să vedeți imediat ce înseamnă blocarea beiurilor, și în ultimul rând, alimentatorul. Două cabluri de alimentare, am spus, dacă am spus două cabluri de alimentare, îmi cer scuze, este vorba de două cabluri de rețea. Iar nasul, ca să nu sărim peste, asta face cheița minunată. Ele acum sunt deblocate. În momentul în care ai introdus cheița, care e din plastic, mare grijă cu ea. Acum, așa ar trebui să fie închis. Acum ele sunt blocate, practic nu puteți să mai scoateți harddiscul. E ok. E ok ca și măsură de siguranță. Ca și specificații tehnice și, în ultimul rând, hardware, procesorul este un quad-core Intel Celeron G4125, a cărui frecvență de bază este de 2 GHz, dar poate ajunge până la 2,7 GHz. 4 GB de R4 memorie RAM non-ECC, putând adăuga încă 4 GB în cazul în care aveți nevoie.
două sloturi M2 în care puteți monta SSD-uri în format 2280. Compatibilitate, ce înseamnă? Care este capacitatea maximă a unităților de stocare ce pot fi montate pe Synology DS920+. Când vorbim de harddiscuri, putem monta harddiscuri cu o capacitate maximă de 16 tera, astfel rezultând o capacitate totală de 64 de tera. Iar în ceea ce privesc unitățile de stocare tip SSD, ei bine, maximum 2 tera per slot. Dar acestea din urmă, și anume SSD-urile în format M2, au doar rolul de cache. Așadar și prin urmare, pentru început eu personal aș vedea populat doar un singur slot. În ceea ce privesc porturile, pe spate avem două porturi tip gigabit pentru conectarea device-ului la rețea internet, un port eSATA, un port USB 3.2 generația 1 și portul de alimentare. Pe partea frontală mai este disponibil un singur port USB 3.2 generația 1 situat deasupra butonului Power. De menționat, tot pe partea cu butonul Power și portul USB se mai află și LED-urile de activitate. Acestea sunt în 3 culori, parcă? Albastru, verde și orange. Albastru este modul în care device-ul se inițializează și harddisk-urile se inițializează. Verdele este, vă dă siguranța că totul este funcțional și totul este în regulă. Dacă cumva apare portocaliu, atunci trebuie să vă faceți griji. În mare parte în ceea ce privește sănătatea unităților de stocare, a harddiscurilor sau a RAID-ului, pentru că pot exista probleme și acolo. Noi nu ne-am lovit de așa ceva pe Synology, indiferent că vorbim de variante cu două sloturi pentru harddiscuri, indiferent că vorbim de variante cu patru sloturi. Am avut 420 plusul în urmă cu ceva timp și n-au fost niciun fel de problemă, chiar dacă l-am ținut în stres test destul de mult timp, adică vreo 2 săptămâni și ceva. De răcirea unităților de stocare, dar și a device-ului, se ocupă două ventilatoare disponibile pe spate de 92 de mm. Pentru cei ce se întreabă cât de gălăgioase sunt, undeva la 19,8 decibeli, conform specificațiilor producătorului. Dacă îl iei pentru uz personal și îl poziționezi în camera în care dormi, poți să te asiguri nu-l vei auzi. Cum spuneam un pic mai devreme, Synology DS920+, suportă 4 unități de stocare ce pot fi configurate în funcție de ceea ce urmează să facă device-ul respectiv pentru voi. Synology Hybrid RAID sau SHR, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6 sau RAID 10. În cazul în care vreți să faceți upgrade și la memoria RAM, aveți grijă. Nu montați încă harddiscurile la interior. Slotul dedicat upgrade-ului memoriei RAM se află la interior, în partea din dreapta, cum vă uitați în momentul ăsta la clip. Iar cele două sloturi M2 se află pe partea inferioară a device-ului. Configurația inițială este una extrem de simplă. Mai țineți minte că v-am zis să țineți lângă voi manualul de utilizare? Aici, undeva la capitolul 04, aș spune eu, sunt date cele două adrese prin care device-ul poate fi accesat. Urmăriți pașii ce vă apar pe ecran și în câteva secunde sunteți ready to go!
este unul dintre cele mai simple sisteme de operare disponibile pe un NAS, iar simplitatea sistemului de operare nu reduce device-ul la folosirea sa pe post de, eu știu, stație de descărcare a anumitor fișiere, torrent station sau web station. Nu! Vă puteți crea propriul server de mail, îl puteți folosi pe post de stație de supraveghere video, ce poate înregistra semnal video de la nici mai mult, nici mai puțin de 40 de camere în format H264, 720p la 1200 de cadre pe secundă. Synology oferă două licențe gratuite pentru două camere. Dacă aveți nevoie de mai multe camere, va trebui să achiziționați licențe separat. Puteți să-l folosiți și pe post de Synology Directory Server, VPN Server, Mail Server, protocoalele suportate fiind POP3, SMTP și IMAP și nu în ultimul rând Synology Virtual Machine Manager, acesta din urmă permițând utilizatorilor să creeze mașini virtuale, astfel putând rula Windows, Linux sau Virtual DSM într-un mediu extrem de protejat. Înapoi la NAS-ul nostru și nu cel anatomic, ci 920+. După configurarea de bază a NAS-ului nostru, aici incluzând și RAID-ul, puteți procede la crearea de grupuri și utilizatori ce urmează să se conecteze la device-ul vostru. Totodată vă recomand să înregistrați NAS-ul, indiferent de modelul pe care l-ați achiziționat, pe site-ul producătorului, creându-vă un cont. Contul, sau mai bine zis ID-ul, odată ce l-ați introdus în secțiunea Quick Connect, vă permite să accesați device-ul de oriunde din lume. De oriunde. Adresa de conectare / accesare va apărea în momentul în care ați introdus Quick Connect ID. Un lucru pe care l-am descoperit de curând. De curând. Și mi-a fost arătat de către colegul meu Vlad. Puteți să vă faceți backup la toată informația pe care o dețineți pe cam tot ce înseamnă device-uri mobile. Indiferent că acesta rulează Android sau iOS. Indiferent. DSFile este softul pe care ar trebui să-l aveți instalat, iar printr-o singură apăsare de buton sau atingere a display-ului, tot ceea ce înseamnă fotografii, documente, absolut tot ce se află în telefonul vostru urmează să fie salvat pe NAS. Deci Quick Connect-ul, ID-ul, înregistrarea produsului sunt primii pași pe care vi recomand să-i faceți după configurarea, conectarea NAS-ului la rețea. În ceea ce privește softurile ce urmează să le instalați din librăria celor de la Synology, în funcție de domeniul în care activați, o să descărcați ceea ce aveți nevoie. Pentru firme mici și medii ce își doresc un astfel de device, aplicații tip Mail Server, Mail Station, Proxy Server, Apache HTTP Server, iDrive pentru backup, Perl, PHP, WordPress pentru cei ce dețin un blog sau de ce nu Surveillance Station în cazul în care, cum spuneam un pic mai devreme, aveți camere de supraveghere și doriți o stocare a activității acestora pe o perioadă mai lungă de timp. Ba mai mult decât atât. Orice NAS, sau mai bine zis conținutul, iar aici fac referire la conținut media, așa nume video, foto, muzică, de pe orice model poate fi accesat nu numai de pe PC sau device mobil, poate fi accesat și de pe un televizor inteligent, rulând astfel clipurile pe care le-ai încărcat pe o diagonală mult, mult mai mare. Da, știu, există servicii de streaming, Netflix, HBO Go, în curând HBO Max, Prime Video, YouTube, dar poate ceea ce deții tu nu este pe nicio astfel de platformă, este pe NAS-ul tău. Noi, cum am spus un pic mai devreme, îl vom folosi pe post de stocare efectivă, practic prin maparea device-ului, pentru accesarea simultană a proiectelor în curs sau accesarea de oriunde a acestora, dar și a materialelor foto-video și audio, din când în când. Audio? Am zis bine? Da, la review-uri. Voice-over-ul, mai pe românește spus. Producătorul Synology lucrează destul de intens când facem referire la dezvoltarea și optimizarea sistemului de operare, dar și a compatibilității aplicațiilor existente în magazinul lor, magazin cu ghilimele de rigoare. Este un device pe care eu personal îl recomand atât utilizatorilor obișnuiți, cât și firmelor mici, bloggerilor sau chiar vloggerilor, datele voastre fiind în siguranță la voi acasă sau la biroul vostru.
primul pas a fost făcut. Acum, dacă eu știu peste un an, doi, o să avem nevoie de un plus sau un surplus de capacitate, nu o să fim nevoiți să înlocuim harddiscurile sau mai știu eu ce altă nebunie. Eu știu, mă gândesc la, știi, conectarea prin intermediul USB a unui harddisk extern, știi? No, în momentul acela o să putem achiziționa un expansion unit tot de la Synology, cum ar fi un DX517, în care se pot monta 5 unități de stocare, pe care să-l conectăm prin intermediul SATA, portul disponibil pe spatele lui DS920+, mărind astfel capacitatea de stocare. Dar asta este în timp, în funcție de necesități. Am spus la un moment dat că Synology DS920+, suportă 4 unități de stocare. Se pot pune 4 unități de stocare. Nu am spus că harddiscuri, așa cum am montat noi în DS920+-ul nostru, pentru că pe el puteți pune atât harddiscuri, cât și unități de stocare tip SSD ce au conexiune SATA. Există orificii ce vă vor permite să prindeți unități de stocare tip SATA în cage-urile disponibile pe fiecare slot în parte. Mă bucur că în sfârșit reușim să rezolvăm această problemă ce ne dă bătăi de cap de o perioadă destul de lungă de timp, și anume spațiul de stocare. Știu că gurile rele vor spune putea să folosiți harddiscuri externe sau cloud, dar cu riscul de a mă repeta. Îmi doresc să le ofer colegilor mei, Răzvan și Vlad, posibilitatea de a lucra simultan la un proiect, fără a fi necesar transferul de proiecte de la un calculator sau de pe un calculator pe altul și sau replici de genul stai un pic că am mai adăugat ceva sau stai un pic că am mai făcut o modificare. Nu-mi doresc așa ceva și sunt mai mult decât convins că ei vor aprecia că nu mai trebuie să umble cu stick-uri sau unități de stocare externe. Iar cloud-ul, încă o dată, până se urcă un fișier în cloud, durează de ți se albește părul. Iar noi, cum lucrăm cu fișiere sau cu proiecte de peste 20, 30, 50 de giga, e bătaie de cap. La fel cum sunt sigur că va aprecia și Emil, că nu mai trebuie să le dea zeci de link-uri cu gameplay-uri pe care le-a urcat prin intermediul WinTransfer, spre exemplu, nici lui Vlad, nici lui Răzvan. Toate fișierele vor poposi într-un singur loc pe Synology DS920+. Well, dacă v-a plăcut acest episod și dacă credeți că vă va fi de folos sau v-a fost de folos, butonul like este modul în care, eu știu, ne puteți mulțumi. Dacă nu sunteți abonați, ar trebui să o faceți. Noi suntem aici să dăm soluții și să vă ajutăm atât cât putem pe voi, cei din această minunată comunitate a pasionaților de IT și de gaming. Până săptămâna viitoare, vă dorim să aveți un weekend cât se poate de liniștit. Ciao, guys!